Bun găsit tuturor la horoscopul dragostei pentru luna noiembrie. De când am filmat horoscopul lunii octombrie, vă mai povestesc ce am făcut cu cele două proiecte foarte importante, după care vă povestesc și despre horoscopul dragostei. Deci, v-am spus despre proiectul cu talismanele. Au început să curgă pre-order-urile, adică te abonezi pe o listă, când sosesc talismanele, anunț public, fac o filmare specială, anunț și prețurile, vă spun clar că nu vor fi mai sus de 100 de euro. Apoi agenda. Agenda anului 2020, un an foarte special. Chiar astăzi, înainte de a începe această filmare, am lucrat împreună cu editorul de imagine și cu designerul. Vreo 4 ore am lucrat la agendă. Vreau să iasă ceva deosebit. Știu că este un proiect unic, cel puțin în România, nivelul de agendă pe care îl pregătesc. Veți vedea, va fi unic, pentru că vă voi da... După algoritmul pe care l-am creat, algoritmul astrologic pe care l-am creat, vă voi da pe zile, orele nefaste, când nu e bine să facem lucruri. Apoi, în seara asta, băieții m-au convins. Chiar a fost mult muncă de convingere, pentru că eu vreau să mă limitez doar la orele nefaste. Și apoi, ei mi-au spus din perspectiva unui om normal, au spus, bine, Alexandra, tu știi astrologie, dar... Poate eu vreau în ziua respectivă să știu cum stau cu capitolul dragoste, cum sau predispozițiile zilei, dragoste, bani, comunicare. Și am zis, ok, bun, asta înseamnă un număr mare de ore nedormite pe noapte, dar mi s-a părut foarte interesantă ideea când mi-au adus argumentele legate de aceasta. Am zis, ok, va apărea și această secțiune în cadrul agendei. Deci va fi o agendă complexă cu fazele lunii, lună plină, lună nouă, va fi cu fraza motivațională, vom avea, că și eu o să folosesc teme pentru fiecare weekend, vreau să introduc și în agendă va fi ziua cea mai benefică pentru shopping, care este sâmbăta. Cel mai bine e să faci cumpărături sâmbătă, Saturn este foarte încântat de asta și veți avea chiar o secțiune unde vă puteți pune în cursul săptămânii idei de cumpărături, ce vreți să cumpărați. Va fi o nebunie și acum suntem la capitolul grafică, pentru că vreau să iasă ceva frumos. Deci, dacă vrei să te înscrii pe lista celor care doresc să achiziționeze agenda, vă rog să-mi scrieți, sau talisman, dacă vreți să vă înscrieți pe lista talismanilor, vor veni și dragoni în țară. Voi aduce și dragoni, pentru că ei sunt favoriții mei și văd că există foarte multe persoane care își doresc acești dragoni. Dacă ar fi după mine, eu nu le-aș vinde, le-aș păstra, mi-aș pune peste tot. Deci, pentru talismane, pentru dragoni, pentru agenda, pre-order, asta înseamnă că doar te anunți că ești interesat să o achiziționezi. Și când sosește, eu am să contactez pe fiecare persoană în parte și am să le spun că a sosit agenda sau talismanul sau dragonul, pentru ce s-au înscris. Și voi o să spuneți, mai vreau, nu mai vreau. Dacă nu mai vreți, nu e nicio problemă, trec la următorul de pe listă. Dar ar fi de dorit să nu vă înscrieți doar ca să vă înscrieți, pentru că, gândiți-vă, sunt atâția oameni care își doresc, ele sunt într-un număr limitat și privați pe un om care și-ar dori cu adevărat să intre în posesia lor, doar dacă vă înscrieți așa de dragul de a ne înscrie. Și încă ceva... va fi și un număr de agende în limba engleză. Eu, de exemplu, 90% din timp îl vorbesc în engleză aici, îl petrec vorbind în limba engleză. Eu vorbesc în română doar pe filmări, atâta, și când am ședințele cu de organizare, cu cei cu care lucrez, cu echipa mea. Alminteri eu vorbesc numai în engleză, deci eu personal, dacă îmi iau agenda, îmi iau în limba engleză, nu mi-aș lua pe română, pentru că vorbesc engleză. Și va fi un număr și mai limitat de agende în limba engleză, în cazul în care, de exemplu, trăiești în străinătate sau ai cunoștințe în străinătate și vrei să le faci un cadou de început de an, de ce nu o agendă de toate în ea.
Și atunci, dacă doriți și varianta în engleză, anunțați-mă atunci când scrieți, pentru că veți fi trecuți pe o listă separată. Va fi un număr mult mai mic, se scot în total 500 de agende și vor fi, cred că, 200 de agende în limba engleză. Deci cei care își doresc agenda în engleză să mă anunțe neapărat să fiți trecuți pe această listă separată. Cam astea sunt. Deci pentru pre-order, pentru a te înscrie pe listă, nu ai nicio obligație financiară în acest moment, nu ai de ce să trimiți bani în avans. Contact arond astrologalexandracoman.com. Scrieți-mi și eu vă adaug pe liste. O singură rugăminte m-ar ajuta foarte mult dacă mi-ați trimite, deci respirăm adânc, că știu eu fac la fel când văd o fel de, oh, mă bag și aici și aici. Scrieți un singur e-mail, pentru că sunt foarte multe persoane care spun: bună, vreau talisman. După 5 secunde mai primesc un e-mail și vreau și dragon, dar m-am gândit a treilea e-mail. Vreau și agenda. Și atunci vă dați seama că e foarte complicat pentru că nu știi cine, ce, au același nume, e o coincidență de nume, e un pic mai complicat. Deci, dacă scrieți în același e-mail ce doriți și pe ce pre-order vreți să fiți trecuți, agenda, talisman sau dragon, precizați în e-mail într-un singur e-mail. Deci cam astea sunt noutățile. O să mai spun asta. Nu o să încep la horoscopul zilei să spun, dar voi anunța în filmările mele, pentru că sunt oameni care se uită numai pe horoscopul dragostei, nu interesează altceva. Sunt alte persoane care interesează horoscopul financiar, nu interesează altceva. Și atunci poți spune, dar eu n-am știut, habar n-am avut că ai făcut-o. Da, de ce ești rea cu mine? Da, sau ai ceva cu mine? Nu, n-am nimic cu nimeni. Dar ăsta e motivul pentru care vreau să anunț, ca să ajungă la cât mai multe persoane informația. Și acum să vedem ce se întâmplă cu horoscopul dragostei pentru luna noiembrie. Din perspectiva generală a previziunilor pentru sectorul dragostei, vreau să vă spun că luna noiembrie este extrem de importantă pe acest sector. În primul rând, Venus intră în Săgetător, chiar de la 1 noiembrie. Și asta înseamnă că va face o conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic, octava ei superioară. Și vorbim de dragoste la plural, la supradimensionat, la orice vreți voi. Deci va fi multă, multă, multă dragoste în aer. Vor fi multe subiecte despre iubire, dar în egală măsură când e Cupidon aleargă bezmetic pe cer, vă dați seama că vine și cu provocări, pentru că această Venus conjunctă Jupiter ne va face să ne pierdem mințile și Săgetătorul, zodia în care va fi până pe 26 noiembrie, Venus, este o zodie de foc. Focul nu prea gândește, nu se gândește la consecințe, el se aruncă, se duce, vrea să experimenteze. Va fi nonconformism, vom face o mulțime de nebunii în acest sector. Și atunci va fi nevoie de foarte multă atenție în alegerile legate de iubire. Voi vorbi imediat pentru fiecare semn zodiacal. Și e foarte importantă cumpătarea și înțelepciunea, dar îmi dau seama că luna aceasta cam greu cu cumpătarea și înțelepciunea în alegerile privind iubirea. Așa că să dăm drumul la povestea fiecărei zodii, să vedem ce se întâmplă, pentru că sunt lucruri foarte importante acolo și va fi multă emoție și multe întâlniri karmice. În încheierea acestui mici scurte introduceri, vreau să vă mai zic ceva. În momentul în care se ridică harta pentru luna noiembrie, eu o ridic la ora, la, pentru 1 noiembrie, ora 0000, că se intră în luna respectivă. Și ascendentul e pe leu și în casa dragostei. În casa a 5 avem Jupiter, lună, nodul sud și Saturn. Asta înseamnă că vom experimenta la maxim.
vom trăi pasional și vom lua foarte în serios orice acțiune în conexiune cu iubirea și totodată vom solicita seriozitate sau asumarea responsabilităților, mai ales cei care se află în povești de amant, soție sau soț, nu vor mai accepta, da? Deci roata de la căruță, a treia persoană din poveste, nu va mai accepta varianta asta, va spune, îmi pare foarte rău, eu aleg lucrul ăsta, eu fac asta. Nu mai poți să te aștept până te hotărăști tu ce faci și cum faci. Deci vor fi ultimatumuri și asta e un lucru foarte bun, pentru că nu veți mai trăi în ambiguitate. Pentru că cred că ți-am imaginezi, asta e un subiect des întâlnit în consultațiile mele. Mai vin fete și femei și doamne și, mă rog, persoane care îmi povestesc cum au ele un iubit, care iubitul ăsta e căsătorit. Și iubitul căsătorit spune că nu poate să-și lase soția pentru că are responsabilități, că au averi de împărțit sau au copii de crescut sau, nu știu, nevasta se sinucide dacă, Doamne ferește, dacă pleacă el, prostii de astea. Și ele vorbesc așa, și eu stau și ascult și spun, eu stau și număr în gând, 1, 2, 3, 4, până când încep să țip. Bine, nu țip, nu vă imaginați că în consultații țip, dar pun niște întrebări de genul. Când ești în postura aceasta, știi că sărbătorile se fac singură, știi că zilele de naștere se fac singură. Varianta cu așteaptă-mă să-mi pun ordine în viață nu funcționează. Păi nu-i mai simplu, du-te, de ce ai statul legată de cineva care probabilitatea să-și pună ordine în viață e de 5%, pentru că odată ce s-a întâmplat fericitul eveniment, nu o să-și pună nimeni ordine în viață, o să continue așa la nesfârșit. Și nu-i corect pentru nimeni, nu-i corect pentru nimeni. Și atunci, în luna noiembrie, foarte multe cupluri, triouri, nici nu știu cum să le numesc, hai să spunem cupluri, în care acest tip de situație vor ajunge la o rezoluție până la urmă. Păi te aștept, dar ce fac? Ajung la menopauză și după ce trec de menopauză îmbătrânesc și eu ce fac în poveste? Adică te aștept să ce? Să-ți minți nevasta? Să crească copilul? Nici o... Știți varianta să crește copilul? Păi copilul ăla în ce crește? Într-o minciună în care tata sau mama înșeală? Și oricum copiii în ziua de azi nu mai sunt ce erau pe vreme. Ăștia sunt deștepți din fașă, se nasc cu YouTube-ul în brațe și cu celularul și cu... nu mai sunt generațiile noastre. Și copiii își văd de viața lor, doar nu să stea la mâna sau la lângă tata sau mama, ce faci? Deci nu vă ascundeți în spatele unor prostii de genul ăsta minciuni, pentru că nu e corect. Și atunci o să fie niște alegeri de făcut și va fi foarte interesant și voi vorbi la fiecare semn zodiacal despre treaba asta și să începem... Să înceapă povestea zodiilor și a dragostei în luna noiembrie. Fecioară, ascendentul pe fecioară sau luna pe harta natală în semnul fecioarei. În luna noiembrie, fecioara se așează pe două direcții de acțiune în privința dragostei. Avem o zonă conflictuală, nu putem să o negăm. Mercur, guvernatorul zodiei tale, în primul rând, este în mișcare retrogradă și retrogradarea ține până pe 20 noiembrie, asta nu te ajută prea mult pe planul relațiilor. Dar o să scoată la iveală conflicte generate de lipsa banilor sau probleme financiare sau decizii financiare proaste, luate de partener sau luate de cuplul vostru și pierdeți niște bani și de aici conflictul în familie. Bun, asta e partea negativă a poveștii fecioarei. Sau o panică legată de stabilitatea la locul de muncă a partenerului. Acolo cam scârție lucrurile. Eu aș sugera, dacă vă aflați în așa situație, ca să înceapă partenerul să-și caute un alt loc de muncă sau partener. Sau să încep să-l ajut să-și găsească un job. Pentru că acolo sigur apare o schimbare ceva.
mai ales după ianuarie, după ianuarie, o să vorbim până în ianuarie, dar după ianuarie cam se schimbă lucrurile la partener în casa muncii. Bun, asta este o etapă, o parte a analizei. După care avem fecioare care în dragoste au un conflict în familie. Familia nu e de acord cu ceva, familia, știți, eu zic așa, familia măcăne, da? Deci familia încearcă să vă spună ceva și, ok, poate îi văd o realitate care e reală în adevărul lor. Dar, domnule, dacă ești îndrăgostit, ce? Lasă în pace omul să-și trăiască povestea. Deci eu vă spun, ok, vă bateți în parte cu iubitul, dar nu mai povestiți că aveți moveuri la ochi din cauza asta. Știi cum e? Dacă ești într-o relație care nu e funcțională, păi de ce te plângi? Că tu stai în ea, nu? Nu te pune nimeni să stai în ea și scoate povestea că am copii, că am nu știu ce, că nu. Hai să te descurci în orice situație, că dacă moare partenerul mâine, ce-i să faceți? Fii văduvă cu copii, nu? Așa că dacă ești într-o relație care nu merge, nu te mai plânge celor din jur, pentru că oamenii o să privească obiectiv situația, o să spună, bă, da, de ce stai acolo? Și pe urmă o să te disprețuiască, o să spună, uite și pe asta, vai de capul meu, mă nebunește la cap, se plânge și nu face nimic. Și ajungi în niște ipostaze în care se creează un conflict și mai mare și o stare de nemulțumire din partea ta. Deci e foarte, foarte complicat și atunci taci din gură, pentru că pe luna noiembrie poți ajunge la conflicte în familie sau cu rudele partenerului, pornind de la povestea ta de iubire. Așa, și un alt punct, fecioarele care sunt singure au o mare deschidere pe zona sexualității. Deci, varianta cu one night stand, da, o istorie de o noapte, o să fie des întâlnită în viața fecioarelor în luna noiembrie. Se explorează mult sexualitatea în semnul tău zodiacal. Vei avea un libido crescut, că ești într-o relație, că nu ești într-o relație, libido rămâne. Și fecioarele devin senzuale, sexuale, erotice, explorează natura asta în luna noiembrie și foarte bine faceți. Deci, magazinele din care se vor achiziționa desuri roșii, probabil, vor avea multe cliente în semnul fecioarei, ascendent pe fecioară sau luna în fecioară, nu? Și vei avea chef de joacă, de hârjoană dacă ești singur. Nu neapărat îți dorești. Bine, fecioara e organizată, ea își dorește lucruri stabile. Dar nu neapărat ai să tragi, să insiști că vrei o relație. Tu vrei să te simți bine, să-ți mulțumești trupul, să te satisfaci, trupește și după aia mai vezi tu ce faci cu relații. Cel puțin în noiembrie, după aia în decembrie o să fie o altă poveste. Dragii mei, acesta a fost horoscopul dragostei pentru luna noiembrie. Vă mulțumesc că l-ați urmărit și dacă vreți să fiți la curent și cu alte filmări și postări ale mele, nu uitați să apăsați butonul subscribe. În acest fel, YouTube vă notifică ori de câte ori voi posta ceva nou. Și să aveți o zi superbă cu toții!